Vorbim astăzi despre tehnologia pe care o regăsim la pompele de căldură. Sunt destul de multe clipuri pe canalul meu unde am vorbit despre pompele de căldură, însă astăzi vreau să vorbesc puțin despre această tehnologie pe care o regăsim la o pompă de căldură și vom face cumva o trecere în revistă de unde a plecat această tehnologie, pentru că o să vedeți că este destul de simplă așa la bază, însă a fost dusă mai departe, astfel încât în momentul de față avem niște echipamente care le putem folosi atât pentru încălzire cât și pentru răcire, ceea ce este destul de fantastic și pompele de căldură în momentul de față reprezintă viitorul deoarece folosesc energia regenerabilă. Înainte de a trece la subiect, am să aduc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsești chiar aici și acum hai să vedem care este această tehnologie și cum arată această tehnologie pe care o regăsim la pompele de căldură. Hai să vorbim puțin despre tehnologia pompei de căldură la modul general. În primul rând, atunci când auzim despre o pompă de căldură, poate părea ceva revoluționar, însă hai să vezi pe parcursul acestui video că nu este chiar așa. Și de fapt este vorba despre utilizarea unei tehnologii la o capacitate mai mare. Chiar dacă poate pentru noi poate părea ceva relativ nou, treaba asta cu utilizarea unei pompe de căldură, ba chiar au fost niște situații unde recunosc că am tras cu urechea la niște discuții care apreciau pompele de căldură ca fiind ceva de lux sau o fiță. Nimic mai greșit de atât. Dar e de înțeles. Atunci când nu există foarte multe informații, se pot ajunge la astfel de discuții. Ce înseamnă tehnologia asta pe care o regăsim la o pompă de căldură? În primul rând, atunci când auzim despre o pompă de căldură, poate părea ceva revoluționar. Însă, hai să vezi pe parcursul acestui videoclip că nu este chiar așa. De fapt, este vorba despre utilizarea unei tehnologii la o capacitate mai mare, adică a fost destul de multă inovație adusă la o tehnologie deja existentă, care a adus la aceste echipamente. Și acum hai să intrăm în subiectul pe care aș dori să-l discutăm astăzi și mai exact să ne raportăm puțin la niște specificații mai tehnice. Nu pleca încă, pentru că am încercat să reformulez totul în așa fel încât să nu te bombardez cu o informație foarte tehnică. O să încerc să fie cumva un fel de traducere pentru o discuție cât mai liberă. Să vorbim prima dată despre principiul termodinamicii. Ce rol are și de ce este important în procesul de încălzire și răcire al unei case acest principiu? În primul rând, am putea stabili faptul că totul se produce cu răbdare și căldura nu se poate propaga spontan, oricât de mult ne-am dorit. Totul se întâmplă conform legilor fizicii, din aproape în aproape. Spre exemplu, căldura nu se poate transfera spontan dintr-o zonă mai rece într-una mai caldă și pentru acest lucru este nevoie de intervenția mecanică care să ajute la realizarea acestui pas. Asta a fost primul pas pe care am vrut să-l fixăm în această introducere. Acum ajungem în pasul unde aflăm că de fapt 99% din cei care nu folosesc încă o pompă de căldură folosesc deja această tehnologie și o folosesc zilnic. Da? Frigiderul lor. Nu umblați încă la frigider, nu o să facă căldură precum o pompă de căldură. Poate un pic de rece în zona sa de proximitate și cam atât. Frigiderele noastre pentru a funcționa folosesc același principiu mecanic la bază, cel de a mișca lichidul refrigerant, unde cantitatea de energie depusă pentru acest lucru, pentru această mișcare, pe zona de cald, este mai mare decât cea preluată din zona de rece. Cele mai întâlnite pompe de căldură funcționează prin exploatarea proprietăților fizice ale unui fluid cunoscut sub denumirea de agent frigorific, atunci când acesta trece prin procese de evaporare și de condensare. Uite schema de aici, care explică toată povestea asta și cumva face ceea ce am zis eu să aibă puțin mai mult sens și grafic. Totul se desfășoară cam așa și totul se întâmplă într-un circuit continuu ce este acționat cu ajutorul unui compresor. Mișcarea sau acțiunea de transport pentru acest fluid, care, apropo, se află într-o stare gazoasă, ceea ce permite o viteză mai mare, este asigurată de către compresor. Acest fluid în stare gazoasă devine, din toată mișcarea asta, sub toată presiunea asta și de mai mare viteză pe care nu o pot explica și nu o pot identifica, devine un gaz foarte fierbinte. Ei bine, ce face acum pompa de căldură? Preia toată căldura acestui gaz agitat, zic eu, în urma acestui proces, prin intermediul unui schimbător de căldură care se numește în termeni tehnici ghici, condensator. Această etapă condensează gazul într-un lichid aflat la o mare presiune și o temperatură moderată. Acum să vorbim despre agentul frigorific condensat, care trece printr-un dispozitiv de scădere a presiunii ca o supapă de expansiune, ce are un tub capilar sau eventual un dispozitiv extractor de lucru mecanic, cum ar fi o turbină. După acest dispozitiv, lichidul refrigerat, aflat acum în stare cuvasi lichidă, trece printr-un alt schimbător de căldură numit evaporator.
în care agentul refrigerant se evaporă prin absorbție de căldură. Fluidul revine astfel la compresor și ciclul se repetă la infinit, sau mă rog, cât de mult dorim să folosim acest echipament. Ei bine, totuși așa cum v-am zis mai devreme, să lăsați frigiderul la locul lui pentru că nu o să facă căldură, a fost special pentru a vă atrage atenția că este vorba doar de un principiu comun, principiu de bază, lucrurile după cum puteți observa schimbându-se și devenind diferite față de funcționarea unui aparat frigorific și de-abia de aici încolo începe diversificarea acestei tehnologii. Această tehnologie modernă a fost și este permanentă asociată pompelor de căldură pentru a aduce construcțiilor echipamente din ce în ce mai performante, care se rezolve în cel mai simplu și economic mod cerințele utilizatorului unei construcții și aici vorbim despre căldură, răcire, ventilație, apă caldă menajeră, dar și mai ales prin intermediul utilizării energiei regenerabile sau energiei geotermale pe care o regăsim în apele subterane sau chiar în solurile noastre. Depinde de zonă foarte mult. Sau în aer, spre exemplu, putem să găsim energie și exemple pot continua. Că tot am apucat să spun câteva lucruri despre energia din sol, de altfel fiind una din resursele cele mai bune pe care natura ni le poate oferi, acestea sunt resurse pe care le putem accesa în cantități nelimitate, totuși trebuie să facem o specificație. Atunci când ne ducem cu gândul la utilizarea energiei din sol, ne gândim la energie gratis. Ei bine, aici este discutabil și trebuie ținut cont de mai mulți factori până la a pune această etichetă de gratis. Nu există nimic gratuit în lumea asta, dar asta e o paranteză. Chiar dacă este cea mai avantajoasă sursă, aici depinde foarte mult de locația clădirii, necesarul de căldură al clădirii de care avem nevoie și când ne raportăm la acest gratis, trebuie să luăm în calcul și cu ce eforturi financiare ajungem la această resursă, deoarece vorbim despre niște foraje speciale care uneori pot ajunge la peste 100 de metri, ori aici vorbim despre costuri. Cum funcționează o pompă de căldură? O pompă de căldură, spre exemplu aer-apă, extrage căldura din aerul exterior folosind o unitate exterioară. Chiar și atunci când afară totul a înghețat, se poate genera suficient de multă căldură datorită agentului frigorific. Se poate face o distinție între versiunea monobloc sau split. Dacă ne raportăm la unul din cele mai folosite modele, mai exact soluția aer-apă, aici vorbim despre un proces de a extrage căldura din aerul exterior folosind o unitate exterioară. Acum o să zici, păi bine mă Ionuț, dar eu am nevoie de o pompă ca asta de căldură, mai ales iarna, să-mi fie cald. Ce căldură să fie iarna în aerul rece? Ei uite, de asta am vorbit mai devreme despre principiul de funcționare, ce folosește agentul frigorific. Folosirea agentului frigorific chiar și atunci când afară avem gerul bobotezei, poate genera suficientă căldură care va fi preluată, procesată și mai apoi distribuită către spațiile ce vor fi încălzite. Rămâi alături de mine pentru că am să-ți spun și care sunt cele mai eficiente soluții de distribuție ale agentului termic în interiorul casei. Aici avem câteva modele de tip monobloc sau split și o să-ți explic imediat despre ce este vorba. Acum, se poate extrage căldura din aerul rece? Temperatura este o mărime fizică ce măsoară viteza de mișcare a moleculelor. Deci, teoretic, o temperatură mai scăzută înseamnă faptul că ai molecule care nu se mișcă deloc. Acest lucru se produce la temperatura de -273,5 grade Celsius, cunoscută și sub numele de punctul zero absolut. Versiunea monobloc a unei pompe de căldură. Această versiune are următorul specific și mai exact că toate componentele ce țin de agentul frigorific sunt dispuse în această unitate exterioară și este vorba despre un circuit închis special conceput pentru agentul frigorific ce poate rezista în cele mai dure situații. Acum, această unitate exterioară care convertește aerul din mediul exterior cu ajutorul condensatorului va prelua căldura și o va trimite prin conducta de încălzire centrală ce se conectează cu unitatea interioară. Această unitate interioară utilizează apoi un cazan integrat sau separat și o unitate de control pentru a vă încălzi casa și a pregăti tot ce ține de apă caldă. Pentru răcire, pompa de căldură aer-apă inversează această operațiune. Versiunea split a unei pompe de căldură. La această versiune split, agentul frigorific curge printr-o conductă de la unitatea exterioară la unitatea interioară. Pentru acest model avem următorul specific, ceea ce o face diferită față de versiunea monobloc și mai exact faptul că agentul frigorific este transportat fără a fi prelucrat în unitatea exterioară către unitatea interioară unde vom avea condensatorul care va face toată treaba asta. Pe scurt, la versiunile split avem componente necesare acestui proces distribuite în două părți. În unitatea exterioară vom avea compresorul, evaporatorul și supapa de expansiune și în unitatea interioară vom avea condensatorul. Dacă vom folosi o pompă de căldură și pentru răcirea pe timp de vară,
Acest lucru se va realiza prin inversarea acestei operațiuni. Acum, cum funcționează o pompă de căldură sol-apă sau apă-apă? Așa cum am vorbit și la început, căldura se propagă din aproape în aproape și acum, ca să facem legătura cu solul, îl putem considera un imens rezervor de stocare al energiei. Spre exemplu, cea mai mare parte din căldura verilor toride este preluată de către sol și dacă coroborăm acest lucru cu ploile, mă rog, nu prea mai sunt așa multe ploi, și apa care va duce în sol, toată această energie putem face legătura că această energie coboară și este stocată în adâncul solului, deci în inima pământului. De asta, solurile mlăștinoase sunt cele mai bune medii de stocare al energiei și pot oferi un bun randament pentru o pompă de căldură. Acum, cum extragem noi căldura din sol dacă tot am concluzionat că avem această energie în pământ? Păi, căldura este extrasă din sol cu ajutorul unei tubulaturi din plastic îngropate în pământ. Prin această tubulatură circulă o emulsie de apă și glicol nepoluantă și care nu îngheață, totul fiind capsulat. În stratul de subsol inferior al așa numitului strat geotermal se află o sursă de căldură cu o temperatură aproape constantă ce poate fi utilizată pe toată perioada anului. De asemenea, trebuie ținut cont și de apa din pânza freatică care poate ajuta tot acest proces. Dacă apa din pânza freatică este disponibilă și accesibilă, aceasta poate fi utilizată ca o sursă de încălzire și energie datorită faptului că are o temperatură cuprinsă între 7 și 12 grade pe tot parcursul anului. Despre cum funcționează o pompă de căldură hibridă. Spre exemplu, dacă aveți deja un sistem de încălzire cu un cazan pe lemne, termoșemineu, cazan pe leți, cazan pe gaz, metan sau propan, atunci puteți opta pentru o pompă de căldură și puteți păstra sistemul existent, ce va deveni un adițional. Și nu înseamnă că nu vă puteți deconecta spre a deveni independenți, asta să vă bazați pe o pompă de căldură 100%, însă prin această metodă hibridă veți putea ajuta pompa de căldură astfel încât să optimizați costurile de lucru, plus că în acest fel veți amortiza și o investiție deja existentă. Este foarte bună această soluție pentru vârfurile de peste minus 25 de grade. Acum, realist vorbind, nu știu când o să mai vedem noi prea curând așa temperaturi scăzute sau ierni așa geroase. Chiar dacă poate sună puțin nostalgic, iernile geroase au rolul lor. Aici fac o paranteză, hai să mai lăsăm puțin mașinile deoparte și să încetinim puțin acest proces de încălzire globală, care chiar există. Am închis paranteza. Am adus în discuție această variantă a soluției hibride, asta pentru că NIBE oferă foarte mult suport în ceea ce privește îmbinarea noilor tehnologii cu cele existente deja, ceea ce presupune o orientare și o viziune către sustenabilitate foarte, foarte bine construită. Pentru mine personal, acesta este un aspect cât se poate de important pentru că reprezintă o parte a sustenabilității, pentru că decât să arunci între ghilimele o centrală pe lemne sau pe gaz, mai bine te orientezi către un sistem smart care o poate îngloba în noul ecosistem. Aici vorbim despre vana de deviație care, cu ajutorul senzorilor, deci tehnologie modernă, poate determina când sursa adițională produce energie termică și în funcție de presetările personalizate, poate decide când să oprească sau să activeze pompa de căldură pentru producția de energie termică. Acest sistem hibrid este o soluție menită să aducă un sistem complet și complex la o înaltă performanță și în funcție de setări și de cerințe să livreze ceea ce s-a comandat de către utilizator. Așa cum ți-am zis mai devreme, vreau să-ți aduc bonus la toată această informație și cea mai bună soluție pentru a distribui căldura în casa ta. Evident, vorbim despre încălzirea prin pardoseală. Vorbim despre încălzirea prin pardoseală pentru că acolo poți să livrezi o temperatură constantă, ceea ce va ajuta foarte bine comunicarea cu o pompă de căldură și această temperatură constantă va diminua modul de lucru al unei pompe de căldură, dar nu numai, poți să folosești și altă soluție și tot te va ajuta să reduci costurile de consum al energiei pentru a încălzi casa. Deci, soluția cu încălzirea prin pardoseală este una care va ajuta foarte mult bugetul pentru încălzirea unei case. Personal, nu sunt așa fan al ceramicei prin casă, pe pardoseli, la tot ce înseamnă placare orizontală, însă trebuie făcută o analiză foarte atentă și până la urma urmei trebuie să vezi unde este mai important să faci un compromis de astfel sau să susții costurile suplimentare pentru că n-ai vrut să iei în calcul încălzirea prin pardoseală. Eu până la urma urmei am renunțat la această idee și accept să
să renunț la parchet și la lemn pentru a avea o încălzire pe pardoseală. Știu, o să fiți câțiva care o să ziceți că funcționează destul de bine încălzirea prin pardoseală și cu parchet și ok, foarte bine. Există soluții, nu pot să zic că nu există. Și da, poți să pui încălzire în pardoseală și cu parchet, doar că parchetul, rolul lui din punct de vedere al masei lemnoase, devine un bun izolator. Și aici te încurcă puțin, adică nu faci prea mare diferență între o soluție cu radiatoare performante și o soluție cu încălzire prin pardoseală cu parchet, pentru că acel parchet va deveni un izolator, pe când ceramica, și aici vorbim despre plăcile ceramice, au o calitate foarte importantă de a radia căldura pe care o primesc prin circuitul instalației de încălzire prin pardoseală. Cam asta a fost bonusul pe care eu mi-am propus să vi-l aduc cu privire la acest subiect, ce se leagă foarte bine cu tehnologia pompelor de căldură. Cred eu că pompele de căldură vor fi din ce în ce mai mult integrate în proiectele noastre și reprezintă nu viitorul, ci prezentul din punctul meu de vedere. Sper eu că informația pe care ți-am prezentat-o, nu știu cât de mult am reușit să o sintetizez, însă chiar am încercat să tai foarte mult din ea și din detalii, să ajungă la tine povestea asta cât se poate de bine tradusă. Și dacă nu te-ai abonat deja la canalul meu, poate că te-am motivat suficient de bine să apeși butonul de subscribe acum. Și dacă vrei, poți să fii și parte din comunitatea canalului meu, apăsând butonul de join sau de alătură-te, astfel încât să ai acces la toate lucrurile pe care membrii le primesc pe canalul meu. Până data viitoare, am să-ți las două videoclipuri în continuare ca o recomandare și te salut și spor la treabă! Acum, această unitate exterioară care convertește aerul din mediul exterior cu ajutorul condensatorului va prelua căldura și o va trimite prin conducta de încălzire centrală ce se conectează cu unitatea interioară. Această unitate interioară utilizează apoi un cazan integrat sau separat și o unitate de control pentru a vă încălzi casa și a pregăti tot ce ține de apă caldă. Pentru răcire, pompa de căldură aer-apă inversează această operațiune. Versiunea split a unei pompe de căldură. La această versiune split, agentul frigorific curge printr-o conductă de la unitatea exterioară la unitatea interioară. Pentru acest model avem următorul specific, ceea ce o face diferită față de versiunea monobloc și mai exact faptul că agentul frigorific este transportat fără a fi prelucrat în unitatea exterioară către unitatea interioară unde vom avea condensatorul care va face toată treaba asta. Pe scurt, la versiunile split avem componente necesare acestui proces distribuite în două părți. În unitatea exterioară vom avea compresorul, evaporatorul și supapa de expansiune și în unitatea interioară vom avea condensatorul. Dacă vom folosi o pompă de căldură și pentru răcirea pe timp de vară, acest lucru se va realiza prin inversarea acestei operațiuni. Acum, cum funcționează o pompă de căldură sol-apă sau apă-apă? Așa cum am vorbit și la început, căldura se propagă din aproape în aproape și acum, ca să facem legătura cu solul, îl putem considera un imens rezervor de stocare al energiei. Spre exemplu, cea mai mare parte din căldura verilor toride este preluată de către sol și dacă coroborăm acest lucru cu ploile, mă rog, nu prea mai sunt așa multe ploi, și apa care va duce în sol, toată această energie putem face legătura că această energie coboară și este stocată în adâncul solului. Deci în inima pământului. De asta, solurile mlăștinoase sunt cele mai bune medii de stocare al energiei și pot oferi un bun randament pentru o pompă de căldură. Acum, cum extragem noi căldura din sol dacă tot am concluzionat că avem această energie în pământ? Păi, căldura este extrasă din sol cu ajutorul unei tubulaturi din plastic îngropate în pământ. Prin această tubulatură circulă o emulsie de apă și glicol nepoluantă și care nu îngheață, totul fiind capsulat. În stratul de subsol
inferior al așa numitului strat geotermal, se află o sursă de căldură cu o temperatură aproape constantă, ce poate fi utilizată pe toată perioada anului. De asemenea, trebuie ținut cont și de apa din pânza freatică, care poate ajuta tot acest proces.